Doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct de aici din platoul Informația TV, unde alături de mine se află domnul Petrică Bulmagă, candidat Alianța Noastră România, Camera Deputaților, domnul Silviu Sumlas, avocat, consilier local PSD, domnul Mihai Găman, candidat UDMR, Camera Deputaților și domnul Augustin Iștoc, PNL. Domnul Găman, am promis că vom începe emisiunea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Pentru început, aș vrea să vă spun că eu sunt un om mai practic. Mă simt tipul de om pragmatic și aș vrea să merg aplicat pe chestiunile pe care le considerăm noi importante, consider eu importante, care trebuie discutate. Eu aș vorbi mai mult despre viitor, despre viitorul pe care îl vom avea începând cu 12 decembrie și aș veni cu o ofertă de candidați pe care are UDMR-ul în ceea ce privește noutatea. În două treimi dintre mandatele de parlamentar vor fi oameni noi, oameni tineri, la fel ca mine sau mult mai tineri ca și mine și sper să venim cu o ofertă în acest sens de înnoire. Acești oameni tineri vor veni cu un suflu nou și sper să putem rezolva acele probleme mari care le avem acum, în special infrastructură, cultură, sănătate și învățământ în special. Învățământul este undeva o ramură mai aproape de sufletul meu, întrucât am și copil care învață și am și fiică profesoară care predă. Și undeva acest aspect se îmbină în mod armonios cu ceea ce gândesc și vreau să și expun. Eu consider că, cum a și spus domnul avocat, ne trebuie oameni sănătoși, ne trebuie oameni educați pentru a putea avea performanță în societate. Eu acest lucru am făcut în ultimii 20 de ani și m-am zbătut foarte mult pentru comunitatea în care trăiesc și lucrez și sper eu că oamenii care îmi apreciază, mă rog, munca sunt în asistentul meu. Eu aș dori, dacă, Doamne, printr-o mare, mă rog, minune, să ajung în Parlament, aș vrea să continui munca mea făcută la nivel de comunitate. Deci să fie un folosul comunității, să fie un folosul tuturor și să-mi duc munca așa cum mi-am plăcut să o fac, aplicat, în concret și zi de zi făcând ceea ce mi-am propus. Dacă revin la învățământ, aș considera... Domnule, tocmai acest lucru vreau să îl aduc aminte telespectatorilor. Am încheiat prima parte a emisiunii discutând despre învățământ. Vă întrebam dacă majorarea salariilor duce neapărat automat la o performanță mai bună în învățământ, la un învățământ mai performant, la o sănătate, la un sistem sanitar mai aproape de cetățean. Eu consider că un salariu decent este motivant. Un salariu care te face să vii cu drag este mult mai motivant decât cel care este, mă rog, astăzi. Eu consider că nici profesorii și nici cei din sănătate nu sunt plătiți la adevărata lor valoare și la adevărata lor muncă pe care o prestează în beneficiul societății. Consider că aceste clase ar trebui într-adevăr ajutate, dar printr-un sistem de salarizare, mă rog, mai compact, bine așezat și bine elaborat pentru a putea face față tuturor criticilor. Pentru că sunt critici din tot felul de părți, pentru că fiecare se simte îndreptățit într-un fel și atunci e clar că trebuie să fii echidistant. E foarte greu acest lucru, dar trebuie să facem ceva ca să putem să-i plătim mai bine pe profesor, să-i motivăm. Pentru a avea o calitate mai bună a actului de învățământ, avem nevoie și de școli bine dotate și de școli bine întreținute și să fie la standard de 2016-2017. Este nevoie de, eu știu, o infrastructură aferentă și este nevoie foarte mare de oameni pregătiți, dornici să predea cu dăruire și în mod cert că atunci calitatea actului de învățământ va fi mult mai mare. Dacă ne aplicăm asupra acestor probleme, care eu le consider elementare, dar de minimă decență, deci să avem o școală bună, să avem condiții de dotări în școală, să avem microbuse de adus copiii la școală, la grădiniță, să avem acele mese calde în școală, să avem condiții normale și decente pentru anul în care trăim, eu zic că suntem cu un pas în fața ideilor pe care le avem acum. Știu și sunt de acord că foarte mulți dintre colegii noștri din administrație se străduiesc să investească, să ridice calitatea edificiilor în care se înfăptuiește învățământul, dar e din ce în ce mai greu să obții fonduri pentru asemenea investiții. Consider că aceste salarii în educație n-ar trebui să fie în funcție de performanță?
de performanța, mă scuzați, a profesorului, a dascălului. Da. Am văzut de-a lungul timpului foarte multe persoane care nu reușesc ei, profesorii, să iau o notă de trecere. Atunci, dacă le dăm salarii majorate, înseamnă că vor deveni peste noapte mai deștepți, mai buni? Sunt de acord. Criteriul de performanță să fie cele care dau acea plus valoare și acel plus în contul fiecăruia dintre profesori. Trebuie să demonstreze că sunt competenți, trebuie să demonstreze că ceea ce fac ei este o plus valoare adusă în societate și este cu mult mai mult decât un alt coleg. Deci, dacă uniformizăm aceste salarii, eu zic că nu este de bun augur. Trebuie să dăm cezarului ce are cezarului. Cineva care are performanțe ieșite din comun, de excelență, performanțe internaționale sau performanțe la nivel județean, are, eu știu, succese în acest sens, eu consider că trebuie mai bine plătit, trebuie motivat acel om, pentru că și scopul și prețul acestui succes există deja. Deci el trebuie să investească în oameni, trebuie să investească în efort pentru a putea să obțină aceste succese. Domnule Bulmancă, cum vedeți dumneavoastră această situație? Trebuie să plecăm de la o bază minimă, pentru că profesorul, îndrumătorul, coordonatorul, pedagogul, orice ar fi el, în primul rând, ca să funcționeze, îi trebuie o bază minimă. Plecăm de la baza minimă necesară pentru o educație bună și după aceea să facem diferențierea în funcție de performanță. Deci trebuie să-i dai uneltele necesare să poată face ceva normal. Atâta timp, chiar dacă calitatea unui INS, atunci o să spun, uitați-vă la concursurile pentru profesori. Dacă tu, stat, nu le dai ceea ce trebuie, ei vor pleca și au plecat. Astăzi România suferă că nu le-a dat ceea ce le trebuie. Nu le-a dat un salar decent, nu le-a dat materiale normale și de aici au plecat. Ori, trebuie să identificăm resursa, trebuie să avem grijă de avuția și bogăția națională ca să o putem plasa corect către doctor, profesor și anumite categorii. Ori, dacă ajungem la profesori, o să spun în felul următor. Nici nu poți să-ți dai seama aproape cât de bun sunt sau nu sunt bun dacă nu-mi dai ceea ce-mi trebuie. Voi pleca mai devreme, poți să stau o săptămână, două, până mă poți evalua tu dacă eu sunt bun sau nu sunt bun, eu voi fi și pleca de acolo. Și atunci nu este corect. Și trebuie să-i dai un minim necesar de funcționare ca el să rămână, să fie motivat și după aceea îi spui, trebuie să-mi arăți în 3-5 luni, un an de zile, uite ce vreau să fac și care sunt rezultatele, fac un cap de serie, cum se numește în sport, și după aceea spun, uite ce ai făcut, foarte bine, vin și mai adaug cu atâta procentaj, să-l motivez să tragă, să rămână. Pentru că problema noastră aproape, mai dau niște bani în plus. Dar dacă îi dau, cum ați spus, în mod unitar tuturor și vă spun, cunosc foarte bine sistemul pentru că lucrez foarte mult copii, unii își vor încasa banii și o să spună, de ce să mă chinui eu copilul ăla? Pentru că oricum sunt limitat pe de o parte, că sunt foarte multe norme în care nu-mi dă voie să mă manifest cum ar trebui. Și pe de altă parte, dacă eu încerc să pun autoritatea asupra ceea ce fac, ăla mă înjură, am probleme în comunitate și prefer de foarte multe ori că nu are cadru și apărarea lângă el să-și facă treaba. Și atunci prefer de foarte multe ori, spune, eu nu mai îmi bat capul cu așa ceva pentru că îmi creez probleme în societate, câștig bani puțin, am o problemă cu conduita mea, am o problemă la un anumit timp, ajungi să te îmbolnăvești încercând să faci o educație cu lucruri mărunte și puține și tu vrei performanță de la ei. Ori dacă nu-i dai o bază minimă de plecare, să o aibă la îndemână în permanență și după aceea să vezi, să faci o evaluare corectă, nu va funcționa sistemul. Degeaba mai pompezi încă 3% în învățământ dacă nu-l driguiești cum trebuie și cui trebuie. Aceasta este linia pe care trebuie să se clădească educația în continuare. Pentru că nu vei avea reușită niciodată. Degeaba îi mai dai niște bani în plus. Trebuie să-i dai și drepturi și obligații, să-l urmărești, să-l stimulezi atât pe el cât și pe copil.
Pentru că este foarte important să există o interacțiune între copii, între părinți, între profesori, pentru că toți suntem coparticipativi la educarea și formarea societății. Acești oameni vor veni mâine și ne vor reprezenta și dacă eu nu i-am învățat, nu i-am educat, peste 3, 5 ani, 20 de ani, nu o să am forță bună, nu o să am educație, voi rămâne din contră tot mai apăsat din cauză că într-un anume moment n-am distribuit și n-am ținut de resursele mele cum trebuie și n-am făcut ce trebuie cu ele. Dacă îmi permiteți, doar o idee. Am vorbit și ați vorbit de profesori. Eu v-aș propune să vorbim și despre copii o țară, dacă se poate, pentru că în accepțiunea mea și în opinia mea, copiii în cadrul procesului de educație sunt supra-solicitați. Sunt ore foarte multe de învățat la școală și copiii stau exagerat de mult în școli. Copiii au foarte mult de învățat. Au teme în plus, au teme opționale. De exemplu, un elev de clasa 7-a, 8-a, sau să luăm așa 5-a, stă la școală de la 8 la ora 2, de 6 ore. După masa are de învățat 3-4 ore să-și facă temele, să se pregătească pentru ziua următoare. Ia câte sunt 10-12 ore pe care un copil trebuie să le facă. Noi muncim 8 ore. Mai mult decât muncește. Mai mult decât noi. Este inuman, părerea mea, și copiii aceștia nu-și trăiesc copilăria pentru că trebuie să învețe. Pentru că este acel trebuie, între ghilimele. Eu zic că trebuie să reformăm și sistemul de învățământ și curicula, pentru că aici nu se poate merge așa. Uitați-vă, în alte țări am fost și în alte țări și am văzut, de exemplu, în Franța nu se învață miercurea. Sunt în alte țări unde sunt ore opționale într-o zi. Dar știți ce fac? Am discutat și de acei copii de la sate care pornesc în viață cu un handicap, pentru că ei nu au profesori atât de bine calificați cum sunt cei de la oraș. Ei învață în clase simultane, a întâia cu a treia sau a doua cu a patra. Pentru că nu s-a găsit metodă și resursă reală, pentru că s-a mulțumit spunând că, doamne, nu avem cu cine, i-a comasat pe 3, 5, 7 copii de clase diferite și niciodată, în procesul de învățare, dacă nu ai plecat de la început cu o bază sănătoasă, acela nu o să ajungă niciodată este în performanță. Este adevărat, dar nu toți trebuie să fie miniștri. Nu e adevărat. Dacă nu toți trebuie să fie miniștri, nu au mijloace minimale de subzistență. Vorbim despre profesori care avea un venit, nu știu dacă știți, la limita subzistenței. Cu un astfel de venit, un profesor debutant, un medic debutant, într-un oraș mare, cum e Clujul, cum e Bucureștiul, nu reușesc să reziste. Despre asta am vorbit, de aici am pornit. În cadrul corpului profesoral, din câte cunosc eu, există anumite criterii de diferențiere. Există grade profesorale, didactice, se dau anumite examene, există anumite, cel puțin așa este. Fac parte dintr-un consiliu director la o școală și am văzut că se fac notări, nu sunt foarte, n-am înțeles foarte exact mecanismele de evaluare, le-am lăsat mai mult acest atribut celorlalți membri din Consiliul Directoral care sunt profesori, sunt anumite note. Toate aceste lucruri concură la stabilirea diferită a nivelului de performanță, dar acea bază de care vorbea și colegul de platou, minimală pentru subzistență, trebuie să existe. Altfel, cum putem discuta despre profesori care să meargă în localități și mai mult să avem învățământ cât de cât performant și mai mult, cum a spus. Despre asta este vorba. Și în sistemul medical, vă faceți că nu vedeți realizat. Sunt convins că o cunoașteți. Pleacă pe capete medicii din țara asta. Rămânem fără sistem de sănătate și fără sistem de învățământ. În următorii 20 de ani vom asista la o tragedie națională care își are rădăcinile în acești ani. Dacă acum nu se face ceva și nu înțeleg de ce toată lumea este împotrivă să stimulezi aceste clase sociale să vă ajut financiar, acum. Că altfel n-ai cum să le stimulezi. Trebuie să simtă în buzunarul lor că fac parte din clasa de mine. Trebuie să le dai oarecare demnitate. Că altfel trăim într-o țară care se duce de râpă. Dacă lucrurile astea nu se văd, înseamnă că este rea voință și în continuare o să avem politicieni care intră în politică să ia, nu să dea. O să avem politicieni care urmăresc cu totul alte scopuri decât cele de a susține niște convingeri. Și dacă asta se dorește și se insistă, domnule, PSD-ul e cel care vine cu propuneri demagogice, populiste, înșală așteptările populației, creează așa o stare de adormire electorală. Nu e absolut adevărat. Când vrei să faci ceva pozitiv, ești criticat. E mai bine să adopți poziția struțului, să bași capul nisip, să-l scoți în față
un funcționar de la Bruxelles numit peste noapte, din vari motive, nu le expunem că nu e momentul, prim-ministru a unei țări, să-l prezinți ca soluția salvatoare și cu asta să te mulțumești și să consideri că gata, populația României trebuie să fie mulțumită de acest lucru. Și noi susținem la subiect și concret stimularea debutanților, cei care intră în sistemul de învățământ. Proaspeți veniți în sistemul de învățământ, în sănătate la fel, trebuiesc motivați mult mai mult. Deci cei care la început de carieră au un salar minim, eu nu zic că e stimulativ, e chiar undeva dureros. Deci acolo trebuie insistat ca la începători, la deputanți, să avem salarii decente, să fie atractivă. A urmărit această lege. Tocmai de ce au spus. Da, este foarte important. Dați-mi sănătate la fel. Dați-mi, vă rog, voie. Ce am discutat în prima oră, să reia acum. Deci, domnul avocat, prin profesia dânsului, transpune la această masă pledoariile pe care le face în fața judecătorilor. Deci, încă o dată, 1.300.000 de bugetari. Sunt de acord, profesorii, medicii trebuie stimulați. Dar pentru Dumnezeu, fă echilibru. Dacă în sectorul privat situația este dramatică, 1,5 milioane de oameni au salariu minim pe economie. Asta înseamnă, dacă înmulțești cu 3, 4 milioane jumate din populația țării trăiește cu salariul minim. Care urmează să fie crescut etapizat. Lăsați. Pentru că programul dumneavoastră economic nu prevede 24 de miliarde în plus la investiții. Să mergem mai departe. Și să revine din nou. Dar în această țară, deci încă o dată, trebuie făcut, dar redu din alte sectoare unde ai cumpărat calculatoare și sisteme IT și de acolo fondurile să plece la cei care trebuie. Nu, trebuie toți ținuți la focul cald. Dar despre ingineri, economiști și muncitorii calificați, despre asta cine vorbește? Absolut nimeni. Eu trăiesc în producție. Este o migrație a oamenilor calificați incredibilă. Despre ăștia nimeni. Dar, fiindcă sindicatele... Nu. Dumneavoastră, profitați de faptul că anumite sindicate sunt foarte puternice și lăsați sectorul privat de izbeliște și care se descurcă foarte greu. V-am spus, restructurați legea unitară, n-ați adoptat-o. Pentru că mi s-a spus în careva intervenție că Ponta a lăsat, dar Ponta în 3 ani jumate ce a făcut? De ce n-a scos legea unitară a salariilor ca să fie pace în țara aceasta? Nu! Mergeți pe patetism, pe impresie artistică. Oameni buni, uită, PNL-ul nu-i de acord cu medicii și cu profesorii. Nu e adevărat. Suntem de acord dublu, triplu, dar în mod echilibrat, vis-a-vis... Domnule Iștoc, da. Există o astfel de lege rămasă din perioada guvernării Boc. Sigur că este. Nu este aplicată, nu aplică nimeni. Sigur că da. Și tot 10% din PIB-ul țării se alocă bugetarilor în România astăzi? Ei, nu știu, dacă vă nu spun, știu, nu spun. Vă spun eu, 7%. Știți care e media europeană care se alocă bugetarilor? 10%. Deci de aici pornim. Bun, guvernare social-democrată are cu prioritate apropiere față de anumite, față de toate categoriile sociale. Se încearcă stimularea mediului privat, a economiei în general. Cu ce? IMM-urile? Spuneți-mi, vă rog, din programul dumneavoastră, care sunt măsurile de stimulare a IMM-urilor? Vă rog, spuneți-mi sunt acum. Sunt foarte multe măsuri. Spuneți-mi una. Una pentru că IMM-urile sunt coloana vertebrală a oricărei economii. Spuneți-mi una pentru IMM-uri în tot programul PSD-ului. Una, v-am spus. Păi nu, asta s-a făcut deja. S-a făcut. Păi nu s-a făcut. Tocmai etapizat se va întâmpla de la 1 ianuarie 2017. Nu, nu. Asta afectează și mediul privat. Nu din PIX, domnul avocat. Măsură concretă. Stimularea. Vă spune una. Pe care n-a făcut. Nu. Da. Reduce domnul Ponta, în momentul în care a redus TVA-ul la 9%, trebuia să stimuleze crescut asupritor de domnul Boc. Haideți să spuneți istoric, toată domnul Ponta a redus, a făcut adres. Păi deci când are, nu, stați așa. Când a redus, el trebuia nu să reducă, ci să creeze centre de valorificare a produselor agricole. Nu, a redus TVA-ul ca să facem importuri. Asta înseamnă, după dumneavoastră, creștere economică și stimularea celor
mici ca activitate. Creștere economică de 3% în 2013. Nu din, sunt de acord că a existat? Din consum. De 2,9% în 2014. Din consum. Iar iarăși funcționar de la Bruxelles. Acest funcționar de la Bruxelles, printre altele, a deblocat Turda Sebeș, unde toate contractele erau vraiște, a deblocat Lugoj Deva, unde nu s-au respectat termenele de mediu, a încercat să în București să mai ajute anumite investiții, intrarea ciotul ăla de 3 km, pe care Ponta n-a fost în stare să-l facă, încearcă să-l facă și 2 km vor fi gata. Haideți să vă spun ce să vă mai spun. Ascultați-mă un minut. Da, că aici vă ascult. Am feedback-ul administratorilor de societăți care lucrează la aceste tronsoane de autostradă de care vorbiți dumneavoastră. Se roagă la toți ființii și o să vi aduc în emisiune ca să-i vedeți sau să faceți o întâlnire, că eu am periodic întâlniri cu oamenii de afaceri. Să vedeți cam ce părere au despre felul în care tratează relația cu aceste IMM-uri de care vorbiți dumneavoastră, guvernul Cioloș. E un dezastru, o spun ei și au N argumente. Concret. Dați-mi concret, nu că dezastru, concret. Pentru că nu se scot la licitație lucrări. Eu nu vă se plătesc să nu discutăm aspecte pe care nu le cunoaștem, pe care nu le putem proba. Dar, doamna Stela, dați-mi un este quasi cunoscută în toată exemplu. Țara această situație. Este o nenorocire absolută felul asta în care guvernul... Asta cu autostrăzile, domnul Sumlas, nu se poate lăuda niciun guvern. Ba, în timpul guvernului Ponta s-au făcut 240, s-au inaugurat, dacă vreți. Da. 240 de kilometri de autostradă. Și avem 100.000 de kilometri. Avem acum 1.000 de kilometri. Doamna Stela, de unde și până unde duc acei 250 de kilometri? Puteți să mă verificați dacă... Dar vreau să vă întreb, ne spuneți de unde și până unde ne duc acei 250 de kilometri inaugurați de în guvernare? Păi, nu știu cât... Nu știu exact, n-am urmărit exact toate... Eu înțeleg întrebarea doamnei Stela. Deci, trebuie să legăm capitala cu vestul. Deci, cam asta este ideea. Deci, București trebuie legat de... Să legăm cu ceva, domnul Gamanda. Să legăm o dată. Să legăm Transilvania de Moldova, să legăm Moldova de... Deci, cam astea ar fi ideile principale. Trebuie accesate deci, fondurile. Așa este. Guvern zero, funcționari de la Bruxelles, dar dumneavoastră această miștocăreală pe care o practică... Credeți că pe telespectatorii îi încălzește cu ceva cine că domnul Dacian Cioloș a deblocat nu știu ce autostradă, că zero. Victor Ponta a inaugurat 250 de kilometri de autostradă în condițiile în care... S-au realizări. Pentru un sătmărean care vrea să ajungă cu mașina până în București, face, nu știu câte, 15 ore. Dar pentru că nu s-au ținut măcar poate mai ore. Mult. Și atunci veniți dumneavoastră și le spuneți oamenilor de autostrăzi. De care autostrăzi? Cu trenul facem 20. Că nu s-au făcut. Că nu s-au în făcut. România nu sunt. Dar nu, vreau să spun și ca atitudine față de acest guvern și societate. Adică te duci tu la Târgu Jiu, domnul Ponta cu salamul săsesc, și faci mișto de președintele țării în condițiile în care tu, ca prim-ministru, în 30 octombrie 2013, ai mers la Sarmi Secetuza, ai închis totul acolo pentru tine și pentru familia ta și oameni care au venit de la 400 de kilometri n-au putut să intre. Și vii tu și faci comitează. Și Alina Gorghiu a făcut mișto de Liviu Dragnea și de Victor Ponta, așa că la acest capitol nu... sunt mari deosebiri între cele două partide sau liderii celor două partide. Eu zic partide. Că oricine s-ar prezenta după 12 decembrie, scuzați-mă, în Parlament, eu zic că toți trebuie să ne apucăm de treabă. Tot trebuie să tragem o linie odată și să ne apucăm de treabă, pentru că este nevoie și oamenii o cer, este nevoie de muncă în această țară. Eu zic că sunt foarte mulți tineri care vor ajunge în Parlament și eu zic că se va întâmpla, eu știu, un declic în acest context și va fi în sfârșit, drumul care va trebui să luăm și să începem să mergem pe el, pentru că avem foarte multe de făcut în această țară. În formațiunea asta nu se întâmplă nimic diferit. Oricine va veni, va lucra. 26 de ani va trebui să se facă. Credeți-mă, sunt oameni, eu vorbesc de UDMR. Sunt oameni noi, 76% vor fi oameni noi. De ce? Să lăsăm prezumția de corectitudine și de abnegație. Sunt de acord. Dar sunt oameni noi și la noi, 70%. La dumneavoastră sunt 90%. La noi sunt 70% oameni noi și noi vrem să lucrăm și vrem să facem să trăim bine în această țară. Știți care este diferența? Că ați avut în 26 de ani, a avut timp să arătați. Nu, acești tineri au avut timp. Arătat? Eu nu am avut timp. Eu de acum încolo voi avea timp dacă îmi va da Dumnezeu acest noroc.
Domnul Găman, fără investiții în țara aceasta nu se face nimic. Sunt de acord. Fără o creștere economică de 8-12%, țara aceasta nu va atinge nici peste 50 de ani productivitatea medie la nivel european. Păi cum este posibil? Noi vom avea la anul viitor veniturile în PIB de 25% și media europeană e de 40%, că tot se spune aici. Păi cum? Dacă noi nu o să ai venituri, cum o să faci față la toate cheltuielile? Vei lua de la investiții. Asta vei face. Adică acest indicator care a apărut zilele acestea cu 25 venituri, cel mai slab procent din istoria României recente, atunci să spui că vei veni și vei face toate autostrăzile, vii cu propuneri, vii cu fonduri, vii cu de toate. Dacă erau corecți, trebuiau să facă, uite, fraților, asta un tabel în ziare, dar nu aruncate cifrele de la într-o săptămână, totuși asta deranjează. Nerespectarea legii și grava... Domnule Iștoc, să revenim puțin la formațiunile pe care le reprezentați dumneavoastră aici în platou. Domnule Bulmac, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă formațiunea pe care o reprezentați dumneavoastră, Alianța Noastră România, are un program național sau naționalist? Are un program național, nu naționalist. Deci are un program național și vreau să vă spun, sunt șapte puncte mari, fără să facem o expunere ultra, dacă îmi spuneți, o să vă citesc câteva. Primul punct este apărarea pământului și recuperarea resurselor. Am pierdut pământul acestei țări și resursele. Sunt niște puncte atât de importante și vor intra pe ordinea de zi. Și cum vă spuneam, considerăm că o să fim în Parlament în jur de 8-9%. Nu o să fim poate... Și naționalizare? Nu. Național nu înseamnă naționalizare. Pentru rezoluția? Nu e vorba de naționalizare. Vă explic imediat. Da. Ideea este în felul următor. Foarte multe din aceste terenuri s-au dat abuziv. Au fost date abuziv. Mai mult de atât, există o groază de contracte făcute pe resurse care, într-adevăr, și astăzi sunt secretizate și nu știm ce se întâmplă cu ele, cui sunt date concret și de ce. Pentru că de acolo pleacă totul. Am pierdut pământul și resursele pământului. L-am vândut. Nu. E mare diferență. La chestiunea cu abuziv aș vrea să ne întoarcem. O să încep cu privatizările, cu datele. Aș vrea să trec puțin de revistă celelalte puncte și revenim, vă rog, dacă cu drag. Nu sunt de acord cu chestia asta de abuziv în retorcidarele. Nu? Nu. Nu sunt de acord. Fiindcă abia acum intrăm în zona populismului. Și eu sunt practician în acest... Abia acum intrăm în zona populismului. Vorbim despre lucruri fără să avem soluții. Nu e vorba că nu avem soluții. Spuneți-mi cum recuperați terenul care s-a vândut. De cetățenilor sau firmele cu participare majoritar străină. Toate acele lucruri care se vor dovedi... E o problemă care m-a interesat de-a lungul timpului. Știu și eu că nu există, cum este în toate legislațiile europene, o interdicție de vânzare până la o anumită limită. Dar se vedea cazul Poloniei, 80 de kilometri de la graniță, cazul Ungariei care nu mai permite oricum vânzare de teren. Uitați-vă la Franța. Noi nu avem... Ce și cum încercați să cumpărați pământ în Franța? Astăzi problema este... E clară la noi. La noi s-a vândut 70% din suprafața agrară a României. Cum recuperați acest teren? Dacă îmi dați această soluție, eu pălăria și... Vorbeam de terenul constituțional și legislativ. În primul rând, s-a pus... cei care au intrat în posesie, au intrat în posesie abuziv. Nu e vorba de posesie, e vorba de proprietar. De proprietar, da. Posesie este o componentă. Este... Generalizat sau sunt cazuri rare? Că nu-i tot una. Ba, eu cred că sunt foarte multe cazuri și nu e vorba de rare. Procentaj, așa, ceva? Credem că sunt, cred că cel puțin în jur de 5% din pământul vândut până în momentul de față, care a fost dat în condiții incorrecte, pe de o parte. Pe de altă parte... A fost vândut, e mare diferență. A fost vândut de români. Cum? Despre ce vorbiți? Haideți să ne ascundem după cireți. Reprezentați un partid cu doctrină națională. Explicați-mi cum românii redevin proprietari pe aceste drepturi. Contracte notariale, mă gândesc. Nu? Despre ce vorbim? Aici intrăm în zona populismului. De asta zic, haideți să ne ferim de asta și să găsim soluții. Dacă intrăm în zona lozincardă, vom face, vom drege, vom reda. Spuneți-mi cum vom face lucrurile astea. Aia vă spuneam că nu e vorba de populism aici. Nici pe departe, pentru că măcar partea de resurse și cele care au fost făcute nerespectând legea, măcar pe acelea să le pot aduce înapoi să le folosesc. Pentru că la acele lucruri resursele naturale e altceva. Dacă exact. Vreau de resursele naturale,
resurse naturale și pământul care într-adevăr a fost înstrăinat, vândut, cum spuneți dumneavoastră, în condiții legale. O altă problemă care spuneam că sunt șapte, educația și cultura. Vreau să vă spun iarăși, avem o aplecare și vrem să venim cu o aplecare foarte, foarte, foarte atentă, pentru că de ce nu am popor educat, nu am cultură, distrug totul. Acestea sunt cărămizele pe care trebuie să plec. Nu fac două, nu le pun unde trebuie, nu o să am nimic. Și atunci, chiar dacă o să fie nevoie, spuneam de la început, suntem puțini poate și vom fi puțini în Parlament. Ideea este în felul următor. Doar o voce puternică și hotărâtă care să ceară chiar partidele urmași și spună, oameni buni, nu puteți merge așa la infinit. Pentru că, de fapt, în realitate, în 26 de ani s-au perpetuat într-o anume formă și cu același răspuns. De fapt, noi nu mai vrem răspuns. Nu mai vrem același răspuns. Oamenii, astăzi în România, nu mai vor același răspuns. Vor concret. Ce faci pentru mine și cum ca să-mi fie bine? Aici este problema. Pentru că una din problemele ridicate, și n-aș vrea să și închidem problema cu autostrăzile, știți unde este greșeala? La legiuitor. Legiuitorul a greșit și nu a fost cu o aplecare spre țară, spre resurse și spre bogăția lui. A făcut o lege și a lăsat-o pur și simplu. Și când a constatat ce efecte dure produce și a sărăcit țara, astăzi încep să se uite în stânga și în dreapta, să, întrebe, să se întrebe ce au făcut și să caute soluții. De aceea, Alianța noastră România, chiar dacă nu are atât de mulți, sau să nu va avea atât de mulți oameni, ideea este în felul următor. Știe și poate împreună cu ceilalți. Pentru că o mare problemă în Parlamentul României este că după fiecare și-a făcut grupul și a condus în loc să meargă pe o conlucrare între participanți sau care vine UDMR-ul, vine cu o idee sănătoasă. De ce să nu iau un calcul că iau UDMR-ului? De ce să nu iau? Vine PNR-ul cu o idee bună. De ce să nu iau un calcul? Pur și simplu că sunt mândru eu, că sunt doar de la PSD sau de la PNR sau de la ANR? Nu e normal. Deci, în primul rând, atitudinea oamenilor, de acolo a plecat totul. Pentru că, în realitate, oamenii n-au vrut să adune, să spună, doamne, ce facem pentru oamenii ăștia și cum? Și ce contează că de la ce partid vine? Și n-au vrut să gândească și nu vor să gândească niciodată. Și de-aia vă spun că, probabil, dacă lumea, uitați-vă că 50% din populația României nu iese la vot. Știți de ce? Pentru că ne blamează pe toți. N-au încredere. Și e foarte greu de încredere. Exact asta mi-a scos-o din limbă. Încrederea e foarte greu de câștigat. Eu știu de experiență. Pentru că v-ați pierdut-o. Trebuie luptat foarte mult pentru a câștiga un vot. Este foarte greu de câștigat încrederea. Așa și este. Foarte ușor de pierdut. Așa trebuie este. Să fii perseverent, consecvent. Deci asta înseamnă că societatea arată astăzi că 50% din câteva legislaturi bune nu ies peste 50% nu ies la vot. Întrebarea este, păi, acei oameni cine îi reprezintă? Păi, eu o să spun, tu, dar ați venit de 20 de ori, mi-ați spus aceeași poveste. Adică sunt masochist dacă vin și mâine și îmi spui același lucru. Și atunci spun, bă, ce fac? Au plecat din țară. 3-4 milioane au plecat din țară și vor pleca și mai mulți. Pentru că nu găsesc o cale de izbândă aici. Asta este problema. Și Alianța noastră România asta vrea. Vrea o normalitate a lucrurilor. O normalitate atâta. Pentru toți. Nu că avem trei oameni de acolo. Pentru că știți de ce? S-au cumplăcut fiecare în felul lor și a zis, lasă-mă că acum sunt eu, mâine vine, sau peste 4 ani vine celălalt partid. Nu e normal să funcționeze așa. Pentru că dacă toți vrem și spunem că ne vom reprezenta națiunea română în Parlamentul României, asta nu înseamnă că mă duc numai pentru mine. Nu mă duc numai pentru acea unitate de oameni care mă votează, acel partid. Pentru că din momentul în care ai ajuns acolo, ești răspunzător pentru o țară întreagă. Hai să spun un paradox. Da. Mai aveți încă din puncte? Mai am, dacă îmi permiteți. Vă ajut la primul punct. Bun, haideți să mă opresc ca să nu spun că iau. Deci, să vă ajut la primul punct. Spuneați că este vorba de pierderea resurselor. Așa este. Resursele s-au pierdut pe bani de nimic. Să vă dau exemplul Petromului. Privatizat în perioada 2000-2004 cu domnul Năstase. S-a vândut Petromul cu 700 de milioane de euro, dar într-o anexă noi trebuie să le plătim 600 de milioane pentru ecologizarea sondelor care au rămas acolo. Și deja încep să apară facturile. Asta e afacere, resursa țării pe bani aproape gratis. Rompetrolul, care de asemenea domnul Ponta s-a plimbat prin unde s-a plimbat și nu recuperează 600 de milioane de dolari pentru că s-a un alt contract în care nu are clauze de siguranță. Un fond de 1 miliard, adică o chestie, un balon umflat. Dar cine a semnat
contractul cu firma austriacă pentru 10 ani cu Rom Silva în 2004, de ne taie pădurile 3 hectare pe oră. Deci, despre asta e vorba. Că în rest, s-au făcut niște contracte în bătaie de joc și în detrimentul populației, pe care în vecii vecilor. Și când aud, domnule, multinaționalele care jăgmăresc, păi uite-te în trecutul tău ce ai făcut, ce contracte ai făcut. De acolo a plecat efectul. De acolo a plecat și v-am dat numai 3 contracte. Ce este cauza? Cauza. Domnule Iștoc, partidul nostru se numește Partidul Național Liberal. Are și o componentă, acest partid, o componentă național-patriotică? Deci, dacă vorbim de istoria partidului, perioada lui de început a fost națională, întrucât avea de România anul 1866, când a venit regele, sau mă rog, încă nu era rege, decât în 1881, perioada aceea a fost o luptă teribilă în România în ceea ce privește capitalurile, austriac, prusac și prin brăteni, a fost un partid naționalist în care a încercat Partidul Liberal să aducă și capitalul autohton în formare la un nivel acceptabil. Ei, între cele două războaie mondiale, această caracteristică de naționalist s-a pierdut. Ei, astăzi nu mai putem vorbi de naționalist. Suntem integrați în Uniunea Europeană. Nu putem exista în Europa fiecare de capul lui. Deci, Partidul Național... Cât este național și cât este liberal? Liberal, ce înseamnă cuvântul liberal? Pentru că eu aici pe atâția, liberal ce înseamnă? Gradul în care statul se integrează și controlează situația economică. Deci, în măsura în care un stat este implicat, nu mai e vorba de liberalism, cu cât un stat se retrage mai mult din economie, se vorbește de liberalism. Dar retragerea statului din economie nu trebuie să se facă ca în 1921 să fie o nenorocire, o criză economică. Deci anumite sectoare trebuie să le controleze și acele sectoare să fie viabile și rentabile. Nu ca la ora actuală, când avem pierderi de miliarde și miliarde, tot în scop electoral ca să-i ții pe acei oameni acolo. Deci Partidul Național Liberal dorește o implicare în economie, dar în măsura și dorește ca partea socială să fie rezolvată în sănătate, în învățământ. Acestea două sectoare sunt prioritare, unde nu există criteriu de eficiență, unde trebuie rezolvate. Unde pot să citești și eu aceste... Aveți idei foarte frumoase. Bine, în parte de sorginte națională, că chiar am vrut să zic, să-i dau dreptate doamnei Stella Cădar. Dar unde este acest proiect de țară pe care... pe care o îmbracă ideile dumneavoastră? Unde o regăsesc? Ca să o citesc, că poate... Dar noi pe site-ul nostru citim... Nu am găsit un proiect... O să vă caut. Pentru România, Partidul Național Liberal. Iar în rest este vorba de eficiență și este vorba de a nu-ți bate joc de resurse, acele resurse să meargă spre creșterea economică și să meargă pe recuperarea decalajelor pe care România le are față de celelalte țări europene. Deci asta înseamnă o gospodărire bună. Așa, criterii de eficiență în două sectoare, încă o dată, să nu creadă cei care ne privesc că am ceva cu învățământul și sănătate. Nu există criterii de eficiență, dar rest există. Dacă s-a venit și s-a spus, domnule, vedeți că ajutoarele sociale ar cam trebui văzute, cum se dau, ce vorbești, domnule? Păi cum? Dacă ăla nu merge la Odobeș și la Panci acum în toamnă, când era vorba de cules viile, n-au găsit, din comună nu s-au dus ca să culeagă viile, au venit din Mureș și din Bacău muncitori ca să le culeagă viile, păi asta e treabă? Deci unii se duc cu autoturismul după ajutorul social, domnule Iștoc. Deci asta înseamnă a fi liberal, a ține de criteriul eficienței acolo unde trebuie, unde nu trebuie să... Da, domnule Sumlas, ne puteți explica de ce PSD și-a ales drept slogan Îndrăznește să crezi în România? Să înțelegem că până acum românii n-au crezut în România? Sau nu s-a crezut? Știm cu toții că foarte mulți dintre români, împinși de anumite nevoi, printre care lipsurile de tot felul, au plecat din țară dezamăgiți de condițiile care li s-au oferit aici. Ori, repet, Partidul Social Democrat prezintă un proiect
extrem de complex, viabil, arătând exact sursele și soluțiile pentru rezolvarea problemelor. Măsurile la nivel economic sunt astfel gândite încât să pună în valoare avantajele competitive reale pe care le are România, să stimuleze capitalul autohton, să ajute agricultura, să dezvolte orașele prin reindustrializare, să crească învățământul, să se dezvolte sistemul de sănătate. Sunt lucruri care sunt puse pe hârtie, argumentat cu resursele care vor crea sustenabilitate pentru aceste măsuri și care finalmente trebuie să redea românului demnitatea de a trăi și conștiința că trăiesc într-o țară civilizată din Uniunea Europeană. Dacă va continua acest exod masiv al oamenilor dezamăgiți de sistemul de până acum, vom asista în continuare sau vom asista în continuare în viitor la o dramă națională. Asta este convingerea mea și asta este convingerea tuturor, cred, de la această masă, dar nu o spunem. Nu putem să continuăm să facem acest tip de politică în care să aruncăm cu noroi în celălalt, trebuie să intrăm odată pentru totdeauna în zona marilor proiecte de țară, să facem construcție, fiindcă în lipsa unor proiecte consistente, dar nu prezentate asta cu la modul hârbist. Cu noroi, domnul Sumlas, e valabilă la toate partidele. Nu, eu zic că fiecare trebuie făcută alt tip de politică și cu alți politicieni. Exact cum spunea și colegul de platou care reprezintă UDMR. Domnul Căman. Domnul Căman, în fine. Da, da. Am vrut să-i accentuez apartenența la formațiunea politică, nu neapărat. Numele îl cunoaște toată lumea. La fel și noi prezentăm figuri noi, oameni care atunci când, sau de la care ne așteptăm că atunci când se așează la masa conducerii societății să ia bucata cea mai mică de pâine, nu cea mai mare, și care să lucreze înspre binele comunităților de unde provin, spre binele țării finalmente, dar, repet, nu la acest mod, criticând într-una, invocând sau, în fine, prezentând ca argument populismul de fiecare dată când celălalt partid vine cu o soluție bună pentru țară, ci intrând într-o competiție de proiecte și într-o competiție pozitivă. Am venit noi, Partidul Social Democrat, de data aceasta cu un proiect bun pentru o clasă socială extrem de vitrecită. Haideți și voi cu un proiect la fel de bun și prezentați-l. Nu fac altceva cei de la Partidul Național Liberal, în fine, cei din opoziție, decât să critique un proiect bun pentru țara noastră. De data asta prezentat de Partidul Social Democrat. Domnule Sumlas, domnule Găman, domnule Iștoc, dacă sătmărenii, telespectatorii noștri care ne privesc acum nu v-ar cunoaște, n-ar ști că reprezentanți PSD, UDMR, PNL, că fiecare din aceste partide ați fost o perioadă la guvernare, s-ar gândi că după 11 decembrie o să curgă lapte și miere prin România. Fiecare ați avut posibilitatea la un moment dat să schimbați ceva în țara asta. La noi se joacă PSD, pe față, da? PSD a fost la guvernare probabil vreo 15 ani din 11 din 26, dacă nu mai mult, s-ar putea să cu Tăricianu, mai și Tăricianu, mai căutați acolo. UDMR a fost mai tot timpul și ei la guvernare, PNL a avut și PNL perioada de guvernare, apoi și PDL-ul a fost o perioadă la guvernare. Iată că fiecare dintre dumneavoastră v-ați perindat pe la guvernare, pe la putere. Fiecare ați putut face în momentul respectiv câte ceva pentru profesori, pentru medici, pentru cei care au plecat din țară, pentru cei care au plecat și și-au lăsat copiii aici, pentru cei care nu se pot descurca, pentru bătrânii acestei țări. Și cu toate acestea n-ați făcut. Acum, în campanie electorală, fiecare dintre dumneavoastră v-ați amintit că în țara asta profesorii sunt prost plătiți, că în țara asta medicii nu primesc bani suficienți, că în țara asta bugetarii își bate joc toată lumea de ei, că agenții economici sunt cum sunt, că salariile în privat sunt foarte mici. Deci, dacă îmi dați voie... Îmi pare foarte rău dacă domnul avocat Sumnas, nu aruncăm cu noroi. Ca să crezi într-un program pe care dumneavoastră îl considerați foarte bun, eu cel puțin mă gândesc la baza de pornire. Ori baza de pornire a fost așa. Se va modifica Constituția, se va face regionalizare,
Se vor face 1000 de kilometri de autostradă, se vor face 8 spitale regionale, din care nu s-a făcut domnul nimic. Domnul Iștoc, asta cu Constituția, cu modificarea Constituției, am auzit-o și atunci când era PNL cu PSD, făceau parte și din atunci... USL și ne promiteau că vin la guvernare și modifică Constituția. Ați avut 70% în Parlament, n-ați modificat Constituția. Deci, doamna... deci ar trebui să vă credem că o modificați din 11 deci, decembrie încolo. Concluzia la... puteam să spun și mai multe, cum poți să crezi într-un program așa de bun când n-ai făcut nimica în problemele cheie în cei 3 ani jumătate cât ai fost la când ai avut frânele în mână. Cum să crezi într-un program când noi PNL-ul nu credem? Sigur că nu credem, pentru că numai 8,8% s-a realizat din programul cu care a pornit domnul Ponta. Domnul Ponta a fost, că se mai spune, USL-ul. Domnul Ponta a avut grijă, după ce a intrat la guvernare, să marginalizeze peneliștii. Vă dau exemplu domnului Fenechiu. Era ministrul transportului, dar a avut grijă să ia pentru Șova, să creeze pentru Șova Ministerul Marilor Proiecte. I-a luat tot și l-a lăsat pe Fenechiu. Credeți că domnul Antonescu, așa numai că am auzit aici într-o careva seară, că e vorba de ideologia Partidului Popular European, că ALDE... Domnul Iștoc, de domnul Șova, de domnul Fenechiu, le vorbiți noastră acum a românilor? Nu vreau exemple pentru români, domnul Șova, domnul Fenechiu? Vreau să spun că argumentul acesta, că voi ați fost împreună, nu ține. Dar de ce nu ține, domnul Iștoc? Pentru că au luat tot ce a fost esențial, finanțe, transporturi, tot au fost în mâinile lor. Și din cauza aceasta, iar acum nu pot să crede... Este normal, domnule Iștoc, ca într-o țară care se pretinde o țară europeană, o țară democratică, să se alieze două mari partide, cele mai mari partide din România, împotriva unei singure persoane, împotriva unui singur om, și cu toate acestea n-ați reușit să-l dărâmați pe Traian Băsescu. Bun, nu acum, să mai reușiți altceva. Problema cu Băsescu este o altă discuție, dar a crede într-un program are la bază un trecut. Arată-mi, domnule, ce ai făcut din ce ai promis și pe urmă te pot crede în ce promiți pentru viitor. Mulțumesc pentru preambul, asta aș fi vrut să spun și eu. Deci eu, acolo unde mi-am desfășurat activitatea, eu am demonstrat. Aș vrea să cer și eu prezumție de a dori să lucrez în viitor pentru binele acestei țări, la fel cum am lucrat pentru binele acestei comunități din Doroț. Deci eu consider că la locul în care am fost numit și ales, mi-am făcut treaba cu maxima mea pricepere și cu dăruire și cu mult sârg și acest lucru aș vrea să-l fac și pe mai departe. Acum nu pot să spun că, eu știu, UDMR a fost la guvernare X ani, nu pot să neg de fapt acest aspect. Nu pot să neg nici faptul că au fost și multe succese, au fost și insuccese de-a lungul acestor ani, dar a venit vremea să se facă o schimbare la și la noi în partid, a venit vremea să se facă o schimbare a clasei politice și eu zic că acest suflu nou va trebui să intre în acțiune și să se întâmple ceva pentru numele Dumnezeu dat în țara asta, să o urnim, să putnim pe drumul cel bun. Eu sunt în asentimentul dumneavoastră că deja românii s-au săturat de atâtea vorbe, de atâtea promisiuni. Eu aș veni doar cu simpla promisiune că oriunde aș fi, mi-aș face treaba cu maximă profesionalitate, cu maximă dăruire și cu tot ce m-a caracterizat și până acum. Și aș vrea să intrăm pe partea aceasta a discuției mai apropiate cu alegătorii, pentru că discutăm de discuție pozitivă, bazată pe proiecte, pe viitor, odată, și să vedem ce putem face, dar bazându-ne pe chestiuni reale. Simplu fapt că ne încărcăm memoria cu date, cu argumente cu care să venim, să le opunem celorlalți, uite, voi n-ați făcut, ne oprește să gândim pozitiv, să gândim pentru viitor, să avem proiecte, să încercăm să ne întâlnim undeva și să câștige cel care are mai multe proiecte și care reușește cel mai bine să implementeze. Nu să piardă cel care a făcut anumite lucruri sau a provocat anumite neajunsuri în urmă cu nu știu câți ani. Să câștige cel care are mai multe proiecte, soluții. Eu zic că e momentul să resetăm. Într-adevăr vom fi și noi o societate, zic eu, mai aproape de civilizația, că altfel
vom rămâne... Trebuie apăsat pe butonul reset odată. Trebuie să vedem ce a fost rău, ce a fost bine, să luăm ce a fost bun și lăsăm ce a fost rău și să ne apucăm de treabă. Eu zic, altfel nu se poate. Eu nu văd ieșire dacă nu ne apucăm cu toți de treabă. Parcă de la începutul emisiunii toți trei vă promiteți, vă propuneți să priviți înainte și după două minute iar priviți în spate, iar vă atacați, iar... Tot ne va urmări totdeauna. Din păcate. Nu pot să fac. Adică nu putem uita trecutul, domnule Bulmagă? Nu. Trebuie să învățăm din greșelile așa? Trecutului, din istorie? Da. Trebuie să învățăm din istorie, trebuie să învățăm din greșelile noastre, trebuie să le acceptăm, trebuie să ne așezăm la masă și să recunoaștem ceea ce am făcut prost și n-a funcționat, ca mâine să poți naște ceva sănătos. Dacă vin de fiecare dată crezând că eu am inventat roata și o să fac anume ceva, pentru că spuneam la început, găsești idei bune și în stânga și în dreapta, totul e să ai măestria, să asculți priceperea, înțelegerea și să o accepți că e de la oricare și să le pui, să le construiești, să le faci. Că dacă vii tu și spui că tu ești cel mai puternic și cel mai deștept și ai făcut în stânga și în dreapta și ți-ai pus doar oamenii tăi și ai urmărit doar un grup al partidului tău și ei adus într-o anume formulă, ai acaparat toate funcțiile publice și dai doar niște dispoziție și spune vă convine bine, nu vă convine bine, nu o să funcționeze. Dar cum se conduce politic o țară dacă nu se impun oameni, cel puțin la nivelul de conducere al instituției politic? Spuneți-mi și mie, cum se poate conduce politic o țară? Nu vorbesc de compartimentele 2-3-4 care trebuie să fie normal, formate din tehnocrați, pe bază de și concurs. Dar astăzi, politica românească ești creditat sau te discreditezi prin acești oameni. Schimbă de la până la femeia de serviciu, de aceea rândul 2-3-4, oamenii care... au capacitate, putere și sunt acolo stabili, ar putea aduce un plus valoare a ceea ce fac, sunt zburați una, două, din cauza că politicul a spus lasă-vă că... Și până mă așez eu 2-3 ani de zile... Cu ultimele numiri din funcții publice de la Satu Mare. Directorul Rom Silva este membru al Partidului Social Democrat, a participat la un concurs cu doi liberali și un membru ALDE, a luat concursul. Inspectorul școlar general, inspectorul general de la învățământ, domnul Durla, de asemenea. Sunt probabil cazuri și de la dumneavoastră din partid sau care s-au prezentat la concurs la București și au o bază de competență și meritocrație. Așadar a făcut și lucruri bune guvernul Cioloș, domnul Sumlas. Nu, nu știu dacă în baza unei legi făcute de către domnul Cioloș s-a organizat. Cum să nu, dar guvernul nu a organizat. Problema, până nu cine a organizat asta? Ei, lați, fac și ei ceva sănătos și aruncați tot timpul. Nu știu dacă guvernul Cioloș a organizat. Dar nu mi-a organizat. Dar cum puteți spune așa ceva? De magistratură s-a format, dacă nu mă înșel, în timpul guvernului PD. Și e o chestie foarte bună. Ați dat exemplu cu directorii. Imediat săriți, atacați. Recunosc și aspectele pozitive. Recunosc și aspectele pozitive. Am spus că nu știu dacă baza legală a fost, și chiar nu știu, adoptată în guvern. Foarte puține lucruri au fost, din păcate, adoptate în acest guvern. Începem din nou discuția? Nu. Dar nu vă reprezint acest. Este un guvern de tehnocrat. De ce sunteți apărătorul unui guvern de tehnocrat pe care nu l-ați votat? Nu l-ați votat. Cum nu l-ați votat? Impus. V-ați votat? Cum? Dar s-a votat după colectiv. L-ați votat și PNL-ul. Dar n-ați votat. Cine era PSD? Vorbiți de parlament. E parlamentul, din care, partidele parlament. Din care faceți parte fiecare. Dar ce formație politică a dat acest guvern? Păi dar nu, PSD-ul, PNL-ul au votat acest guvern cu Cioloș în frunte. Cum puteți să spuneți că noi ne-am votat în anumite condiții și în anumite circunstanțe? În anumite condiții. Și în baza unor anumite condiții. Parlamentul a validat acest guvern. Da, sigur. Parlamentul. Instituția Parlamentului. Eu, un singur lucru. Dacă îmi vine un om la angajare și îmi spune, eu sunt cel mai bun, știi cum se... merge strună, lucrez, fac drept. Dar dacă am o informație că el e un bețiv, că el este neprofesionist, îl mai angajez? Nu. Adică, aud tot timpul, nu, trecutul nu contează, programele, cum să nu conteze? Trebuie să știi ce ai făcut înainte ca să te cred ce vei face în viitor. Așa cum este la o angajare. Dacă trecutul nu este pătat, pardon,
Nu merge. Deci nu puteți, nu se poate pleda. Domnule Ștoc, din păcate nu mai avem timp. Timpul alocat emisiunii noastre din această seară se încheie aici. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, au fost în această seară prezenți în platoul Informația TV domnul Petrică Bulmagă, candidat Alianța Noastră România, Camera Deputaților, domnul Silviu Sumlas, consilier local PSD, domnul Mihai Găman, candidatul DMR, Camera Deputaților, și domnul Augustin Iștoc, PNL. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Informația TV.